în Franța cu Bastia, vedetele de la Lyon, de la PSG, nu făceau deplasare în Bastia. Păi nu, dar asta era... că-i măcelărea ăia, Mendy. Era un Mendy pe acolo. L-am prins, eu l-am prins pe Mendy. Unul din nenumărații Mendy. Mi-am luat și eu niște pumni de la Mendy, ca să zic așa. Și lăcă niște șuturi și, doamne, ce era stoper, nu? Ce am pățit acolo, ne-am pățit în viața mea, nici cred că la Făurei era... La Făurei e lume civilizată, e lumea cu minte la Făurei. La 2-0 pentru noi, orice fază fixă, că era în care au la noi sau că era în care la ei, era bătaie. Deci pur și simplu ne dădeau cu pumii, ne călcau pe picioare, ne scuipau, era meci orice de numai... Meci de fotbal ați avut? Da, Bastia cu Steaua... Pusese deja 1-0 de aici și cu 2 acolo. 96-97 în toamnă. 96-97. 3-2, da. Ați pierdut golul de plasare? Am pierdut 3-2, dar am bătut 1-0 acasă. Da, 2-0. Da, 4-2 erați gata. 4-2 erați Middlesbrough. 4-2 erați Middlesbrough. I-a rupt mâna lui Roșu, a venit Roșu cu ăsta. În urmă, la sfârșitul meciului, când noi ne bucuram și noi de calificare cu Stoichiță, am auzit niște picioare în ușă, am făcut toți liniște și am stat o oră în vestiar până au plecat la pauză. Știi că n-am intrat în vestiar la pauză? Pentru că ne așteptau pe culoare la unul într-o parte, într-o parte, împreună cu oamenii de ordine să ne bumbăcească. Oamenii de ordine dădeau și ei. Soțiile noastre, cei care au venit, erau într-un sector al tribunei al doua și erau doi bodyguards de aici, doi bodyguards de aici. Când au început corsicanii să vină, strigau Bastia, Bastia și ei toți. Ați fost cam neinspirat să luați și consoartele cu voi. Păi am zis că să vadă Corsica.